Aproape 500.000 de țigarete ce urmau să fie vândute pe Piața Neagră au fost confiscate ieri noapte de către polițiștii de frontieră. Aseară, în jurul orei 21:10, oamenii legii au observat pe raza localității de frontieră Dămideni mai multe persoane aflate la malul râului Prut și care încercau să transporte o serie de pachete voluminoase. Când i-au văzut pe polițiști, aceștia au abandonat coletele și au fugit. Indivizii au reușit să treacă râul Prut în not către Republica Moldova. Pentru că aceștia nu s-au supus indicațiilor oamenilor legii, s-a folosit armamentul din dotare, executându-se mai multe focuri de armă în plan vertical. Tot aseară, la ora 21:25, polițiștii din Republica Moldova au colaborat cu cei din România pentru a prinde mai mulți contrabandiști din zona localității de frontieră Mitoc. Aceștia cărau cu o barcă mai multe colete și au reușit să ajungă din Moldova în România. Și de această dată, indivizii au fugit și abandonat pachetele când i-au văzut pe polițiști. Aceștia au profitat de întuneric, condițiile meteorologice și de vegetația înaltă din zonă. Colegii mei au descoperit și confiscat în urma unor acțiuni desfășurate în zona de competență în cursul zilei de ieri peste 20.800 de pachete cu țigări de contrabandă, valoarea acestora fiind de peste 252.000 de lei. Țigările erau destinate pentru Piața Neagră din zona județului Botoșani. În ambele cazuri au fost deschise dosare de cercetare penală pentru comiterea infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat. Urmează a se depista persoanele implicate și la final să se ia măsurile legale ce se impun.